În weekendul recent încheiat, instituțiile abilitate au intensificat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile legii numărul 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Activitățile cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă au avut loc în sistem integrat și au vizat în special zonele aglomerate, centrele comerciale, dar și mijloacele de transport în comun, scopul urmărit fiind prevenirea răspândirii virusului COVID-19. De asemenea, au fost și acțiuni informative la agenții economici cu privire la noile modificări legislative referitoare la introducerea certificatului verde COVID, care trebuie prezentat pentru desfășurarea unor anumite activități în localitățile în care rata de incidență este cuprinsă între 3 și 6 la 1000 de locuitori. Și la acest sfârșit de săptămână, polițiștii alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne au acționat în scopul prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus. Au fost vizate în special zonele mai aglomerate, centrele comerciale sau societățile comerciale care comercializează diferite produse sau servicii, dar și mijloacele de transport în comun, scopul fiind unul preventiv și de informare a opiniei publice cu privire la modificările legislative ce se impun în cazul creșterii numărului de infectări. Așadar, le recomandăm în continuare cetățenilor să fie deosebit de atenți și să respecte prevederile igienico-sanitare, normele de distanțare, portul măștii de protecție, astfel încât numărul de infectări să fie ținut sub control. Astfel de acțiuni se vor intensifica în condițiile în care în județul Hunedoara rata de infectare cu COVID-19 a ajuns astăzi la 3,77 la 1000 de locuitori. În județ sunt 5 localități cu rata de infectare de peste 6 la 1000 de locuitori, acestea fiind municipiul Deva și comunele Peștișu Mic, Teliucu Inferior, Vețel și Zam, în cea din urmă fiind instituită carantina până pe data de 16 octombrie. De asemenea, sunt 19 localități cu rata de incidență cuprinsă între 3 și 6 la 1000 de locuitori, printre acestea fiind și municipiile Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petroșan și Vulcan și orașul Hațeg, dar și 10 comune în care nu se înregistrează niciun caz de COVID-19.